consilierilor locali, se poate începe ședința convocată prin dispoziția primarului 166 din 22 iunie. Pentru început, având la procesele verbale ale ședinței din 29 mai, ședinței ordinare și ședința extraordinară din 14 iunie, sunt puse la mapă și vă rugăm dacă aveți obiecțiuni. Să punem la vot procesele verbale. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi. Voi da citire ordinii de zi. Primul proiect de ordinare de zi. Proiect de hotărâre din 22 iunie 2023 pentru luare act de măsurile dispuse pe raportul de audit numărul CCBC per 2023 40456 per 25-2023. Încheiat în urma acțiunii de audit financiar efectuată în perioada 1-03-21-04-2023 de Camera de Conturi Bacău și a scrisorii numărul CCBC per 2023 40443 per 29-05-2023, cuprinzând observațiile de audit care au înființat și a stat la baza opinia auditului. Proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre a Consiliului Local privind scrierea definitivă în cartea funcțională a Dumnezeu a imobilelor cu numele cadastrale 6826, 6827 și celelalte, aparținând domeniul public al Dumnezeu, județul Bacău. Supunem la vot proiectul ordinii de zi, deoarece nu avem modificări la ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă, abține, se votează unanimitate. Trecem la primul proiect de ordine de zi. Pentru luarea act de măsurile dispuse pe raportul de audit numărul CCBC pe 2023, încheiat în urma acțiunii de audit financiar efectuată în perioada 1-3-21-4-2023 de Camera de Conturi Bacău, ce cuprind observațiile de audit care au influențat și au stat la baza opiniei auditului. Da. Ați studiat mapa. Avizele au fost favorabile în comisie. Da, am zis favorabile, dar teoretic noi nu am ieșit bine cu controlul ăsta. O să ții cont. Da. Deloc bine. Am văzut, am citat. Da, mi s-o pus măsuri pentru, în primul rând, pentru penalitățile la canalizare. Vă aduceți aminte dumneavoastră de atâtea ori, spuneam la doamna secretară, haideți, doamnă, să îi punem penalitatea. Nu numai în instanță, numai la terminare, numai la recepții, numai la. Eu nu sunt jurist. N-am știut, efectiv n-am știut. Dacă doamna zicea că la terminare, ei, uitați că acum au venit curtea de conturi și ne-au spus, de ce, domnul, dumneavoastră a fost penalitatea? De ce ați mai prelungit? Păi, de ce, domnul, că doamna jurist, așa au spus. Că de asta e juristă, de asta o plătim. A primărie. A spus că nu, la terminarea lucrărilor și la recepție finală, de via după aia poți să o pui. Și acum, drept pentru care, doamna s-a supărat și a plecat. Asta a fost dorința ei. A plecat, nu am alungat-o, nu ne-am zis să plece, dar uitați cu cine am ales. Și acum vă dați seama, ați văzut, cred că și suma... Și suma e enorme. Și suma e enorme. Da. Și vrem să lucrăm, să nu avem stres, să nu avem stres. Nu trebuie să suferi colegii noștri din primărie, dar nu pot să preiau eu cu stresul și poate asta că ei vor să nu aibă stres și să nu aibă... Nici eu nu doresc să am stres și nici eu n-ar vrea să lucrez sub stres. Dar uite că sunt probleme care, din vina noastră, din vina... Și cine o să plătească toată această sumă? Poate, poftim? Cine o să plătească toată această sumă? Penalitățile? Noi? Înțeles, constructorul. Păi, dar bineînțeles, că întârziat. Recomandarea așa, asta este recomandarea. Noi, dacă aplicam la termen, atunci poate nu ajungeam la momentul ăsta să fie atât de mare penalitățile. Că omul ăsta o să fie distrus, că nu știu ce o să plătească. Cine? Faliment. Vă dați seama ce să ia. Să nu dea falimentul înainte de penalități. Poate și așa de fapt, și atunci nu mai aici. Poate încercăm o eșalonare. Aici e șanța, deci nu s-a mușcat. Ar fi în urma unei... Oricum, banii nu s-a noștri, da. Și chiar despre penalitățile astea o să fie plătească, nu îi vin nouă bani. O să se duce la... Da, finanțator, e guvernul care trebuie finanțat. Dar nu trebuia să ajungem aici. Da, fi mai sunt.
25.000 euro. Da, chiar și eu am fost, am plătit pentru ceva, pentru o rovinietă, pentru nu știu ce. Nu credeți că a fost iertat cineva. Eu am trebuit să dau bani înapoi. Și am văzut că avem cu recomandare și cu termen de soluționare. Absolut. Toate au termen. Trebuie neapărat soluționat până la 30 ianuarie 2023. 30 ianuarie, da? Bineînțeles. Sunt termeni și... Da. Da. Să sperăm că se va rezolva până la urmă. Că da, termenul ăsta de execuție care eu am mutat de acum anul până în 1 mai, acum s-a mutat, la spus dumneavoastră, cine îi l-a prelungit? Păi nu am mai prelungit. Nu mai fost prelungit? Nu. De anul trecut, din mai, nu mi s-a mai prelungit niciun gram. Contractul. Ei, și ei sub, de... e sub ce formă de contractul lăsat? Păi nu, ei lucrează în urma procesului verbal de începerea... Ni s-a dat un termen. Mi s-a dat un termen de revedere a deficienței. Și acum... Păi eu înțeleg o reparație la o lucrare făcută care a fost folosit un termen, în un anumit timp, un an, doi, trei, păi faci reparație. Tocmai de asta au sunit cu lăsare, că nu s-o prezentă. Dacă tu cumperi o mașină nouă astăzi, mâine o bagi în reparație? Depende. Dar nu a dat un primit, nu deodată, nouă, ci să nu dată, nouă ceva. E cum se justifică? Ce? O încheltuie bani, 5 km de... Păi trebuie pentru asta, domnul Păițvante, de asta au obținut milioane. Ei nu s-au încălzat în timp. Reparații, ce fel de reparații? Dacă e reparație capitală, dacă e o fost nouă ouță. Păi dai bine, banii nu dă, ei nu le-au dat nouă. Nu, nu, stai alea, că de ce n-am preluat-o ca nouă ouță? Noi intrăm preluat. Păi de ce, eu nu înțeles. Eu nu mă refer la noi, la dumneavoastră, la voastră. Ai dat un exemplu, o mașină. Tu îi cumperi o mașină, așa, dar când ai dus cu ea, înainte de a determina factura, te-ai dus cu ea în rodaj, o căzut. Probați, o căzut aia, te duci cu ea înapoi. Repară toba. Ai plecat cu ea, ți-o mai căzut. Nu te-a tipi față, cardarul. Eu mașina am folosit-o, o săptămână, două, trei ani. Păi noi n-am folosit-o. Ai refinția perioadă. N-am luat primitivă. Eu m-am referit, dacă înțelegeți, da, știu, la știu, ei, dar n-am luat nu la noi. Că ei, la momentul anului trecut, asta au încercat. Să zic, uitați, asta e lucrarea care am executat-o, luați-o, noi am făcut atunci o primă verificare de bună execuție, care nu a fost întocmai. Și ei s-au întors să-și remedieze problemele care le-au avut. Dar acum anul s-au făcut de 6 mai, când tocmai de asta vorbim și sunt colosare de plată. Eu, domnul Pâr, da. Și domnul Iuru, care am venit din consilier, până da. Din dumneavoastră, din societatea lor. Păi eu, dumneavoastră, spuneau tare și în sus, că lucrarea e făcută foarte bine, e făcută conform ce trebuie. Și când ne-a spus domnul Inger, domnule, iau un bulbă acum imediat, vii și săpăm unui trei dumneavoastră, dacă are o lingură de nisip pus, că are nisip. Da, dar am spus, dar nu am avut. Da, eu am fost. Ne-am fost, dar am spus, n-ați văzut că am văzut. Ne-am fost tematare, i-ai spus, i-ai spus lui iau un bulbă. Da. Noi avem hârtii prin care le-am avut la cunoștință că nu se face fotografii tocmai. Am avut fotografii, avem sute de fotografii. Avem filmări. Avem filmări, avem o grămadă de documente care le-am trimis. Ei au crezut că că nu e așa. Când a venit momentul recepției, s-a dovedit că așa a fost. Și dovadă că de un an de zile, pe banii lor, au venit aici și de plare, nu au mai putut, nu mai pot. Ne bucurăm să o scoată la capăt, mai au un pic și se terminăm. O terminat. Îți verificat de toate, cel puțin pe solisor. Eu, personal, mă bucur să terminăm cu asfaltul să-l puneți. E atât de bucur asta, că canalizarea... Eu n-aș zice așa. Adică, ori să mai apară probabil lucrurile la care nu te aștepți. Dar e verificat. Dar în momentul când vrea cineva să te branșeze, să legi la care nu se strică asfaltul. Nu, îi scoase la limita. Mai sunt, care cred că au aproape un metru. Chiar dacă nu-i fiecare casă dintr-un racord, se lege două, trei familii. Da, da, da. Dar sunt în carosabil, deci în distanță. Nu mai voi, nu mai voi. Nu la limita proprietății. Nu. Poate îți dus la limita. Trebuie să lăsa capăt. Sigur că sunt lucruri care au scăpat. În mare, 99% se meargă. E un lucru care mă interesează, nu pentru mine, pentru comunitate, că se va turna asfaltul pe vorul din nou, dacă se va face rigol. Marian, pe mare. Dacă va face, așa, că dacă le facem tot așa și dăm cu praf frumos și mai merge iar mizeria care pe mare, nu am făcut nimic. Facem cu ori, am văzut proiectul de ambele proiecte. Asta e patru, de metri și până la reparație capitală, la numul comunal, toate sunt prevăzute cu rigori. Lărgim podul la Mogea, mai facem la Vierea cu un podieț acolo. S-a ajuns la podul de la scaune, podul de la scaune, rămâne tot așa? Frumos, așa, ce se face? Ce se face? Mai bun ca ai să dacă era rău, lua. Păi am văzut că au identificat și lipsa garanției undeva la poți, nu? Plătim pentru acum, acum s-a încheiat și vom vedea. O
ceva să facă. În momentul controlului nu aveau. Da, spunea că nu au garanție. Au asigurare și firma de asigurare de afaliment. Și la momentul controlului nu mai aveau garanție. Nu aveau garanție. Deci o să da, un alt aspect așa mai important care o reside mai implicat. Eu fost că sunt menținute în alte manualitate, creațele de locale de unei firme. Câte timp fost niștați locale, e că trebuia radiat. Trebuia radiat de la noi. A fost o firmă care a plătit impozite niștați locale, deși a fost radiat. Nu, la 10 energie. Nu, nu, iau timp. La care? La care? Nu, aspectul 2. Da. Astea sunt. Astea sunt. 7.000. Ei, la ce aștept. Da, mai sunt discuții? Să punem la vot proiectul de audit. La concesiu. La? La ce ați spus? La? La concesiu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votează. Unanimitate. Trecem la al doilea proiect pe ordinea de zi. Proiectul privind înscrierea definitivă în cartea funciară Comunei Asoa Imola, cu numele cadastrale 6136, 6137, sunt citește străzi. Străzele sunt în proiectul. Da, nu am anexat. Doamne? Da, doamne. Aveți anexat ce? Da, anexat. Ia păi. Hai să stradă. Comisia au dat avize facultate. Strada Ciocărliei, Zorilor, Poștei, Prieteniei, Speranței, Piatra Uriașului, Apicultorului și strada Școli. Acestea sunt străzele. Care aparține domeniul public al Comunei Asoa, județul Bacău. Da. Dacă sunt discuții? Să mai deschid o linie de finanțare de 3 iulie pe AFIR și 1.000.000 de euro valoarea proiectelor. Noi am calculat și sperăm să ne încadrăm cu 2.700 metri liniare, adică 2.700 km de asfalt. Și ca să poți să implementezi proiectul ăsta, trebuie să obții un punctaj. Punctajul în raport de, dacă deservește, cel puțin 10 agenții economice. Drumurile astea care vor fi declarate. Avem 10 puncte. Dacă faci legătura între drumul comunal și drumul județean, 10 puncte. Dacă faci legătura între, dacă ai din astea edificii, biserică, școală, 10 puncte. Instituții. Instituții, da. Dacă ai gară CFR, acolo pierdem. Nu avem gara CFR la drumurile astea care și dacă ai apă și canal. Canalizare. Da. Și am încercat să punem astea de aici, Prieteniei, exact care scris aici, Ciocărliei, Zorilor, Poștei, toate avem apă și canal, deci avem punctajul maxim. Avem cel puțin 10 agenți economici, am băgat-o și pe apicultorului, avem și acolo 2, pe Piatra Uriașului 2 agenți economici, școlii am băgat-o ca să prindem școala. Deci toate astea le-am gândit, am început proiectarea, am făcut achiziția, tot, acum e... Da, domnul primar, de unde vine legea asta, dacă e făcut pe dos, dar este cetățenii care din comună plătesc taxe și impozite, nu au dreptul și se merge pe asfalt, să aibă asfaltul până în poartă. Poate e o întrebare stupidă, că și eu plătesc taxe și impozite. Păi da, chiar nu înțelegeți. Ba da, eu înțeleg, cum nu, dar... Astea sunt linii de finanțare care se deschid. Linii de finanțare, dar de ce nu o finanțare să facă pentru toți? Și tu, dacă ești eligibil, dacă ai îndeplinești criteriile astea, poți să aplici pentru chestia asta. Dacă ai... Sunt referit la criterii. Păi da. Asta-i, cum să nu răspund? Da, așa, cum să nu răspund? Să facem din bugetul ăsta. Da, dacă nu am două societăți, dar dacă nu am două societăți, nu faci ceva. Auzi? Deci,
vezi că am început și din bugetul local, vezi că am început și pentru cetățenii și n-ați bani. Vezi că am început pe străzile astea, cineva a spus pe Facebook. Dacă tot era vorba de o doleanță, nu a fost că... Hai nu, nu, vreau să vă explicați, să înțelegeți. O zis că face asfaltările astea pe criterii de rude, de neamă. Nu, domnule, am gândit-o pe toate drumurile unei pantă, unei... duceam balastru seara și dimineața, ne spunea iar domnule, că iar o plouat azi noapte și l-o spalat tot. De asta am început. Ați văzut, am făcut la lungă, am făcut aia la fundul aseului. Era dezastru la brigadă, nu se putea circula. Chinetului nu se putea urca, oamenii aia, îți dai seama, îi mulțumește. Îi nucului care îi pantă și se spală. Îi pără steacului care îi pantă și se spală. Îi ciungii care îi pantă și se spală. De asta, astea sunt criterii. Nu am niciun neam de acolo, nicio rând. Eu sunt de acord ce spune noastră. Păi, dar toată lumea are dreptul. Eu, ca să vin la asta, dacă ploua, ca să vin la asta la ședință, trebuia să vină cizme până la gura uliță, acolo să ne opam. Păi, fiu la ședință, nu putea să ne cu cizme aici. Dar, domnule, Fadi, când o să vină tine... Da, asta, asta e efectul de-a costel că 30 de ani, da, nu s-o asfaltat nici, nu s-o nimic. Asta e efectul, asta e efectul, asta e efectul. Păi nu poți în 2 ani de zile să asfaltez 75 km de cerință. Dar măcar să fie pe proiecte. Păi asta facem. Iar linia asta de finanțare o poți contesta în afară, dacă ei spun condiții, dacă te încadrezi la condițiile lor, te încadrezi, dacă nu fost din banii tăi, asta spun. Dar asta vreau să spun. Știi, nu-i corect și spui mai mare. Ea când vine să plătesc taxul în fost la primărie, nu mă separă de dumneavoastră. Păi bine, auzi, mă tare pui niște întrebări, dar spun și o întrebare. Hai, vină cu soluțiile. Vină mă tare cu soluțiile. Dar cum e problema invers? Măcar gândește-te că ai apă și canalizare. Noi apa să școlte, nici nu avem nici apă, nici canalizare. Da, și nici asfalt. Și atunci ce ar trebui, care pe care? Asta înseamnă să lucrezi constant, ani de zile. Dacă se făcea ani de zile, cât eu, în fiecare an, uite cum am început, avem 3-4 asfaltate și mai lucrează încă la 4 care se asfaltează. Probabil că la anul o să ajungă și ulița asta și alte uliți. Sunt foarte mulți oameni nemulțumiți. Dacă se făcea constant 30 de ani, pe 4 uliți, pe fiecare, în fiecare an, în Cepănuș nu este apă la ora asta, în Împăltiniș nu este apă la ora asta. Poftim, uite, în Cepănuș am început. Faci pe Sibiu, pe ulița la Căciunești, am băgat jumătate din, aproape jumătate din uliță, am băgat conducta. Pe ulița la strada Podul de Fier, băgăm apă și acolo. Încercăm, dar când vrei să-i faci cu cine? Măcar la ulițele care nu se umbă de asfalt, am măcar piatră, măcar aranjate. Da, domnule, asta facem toată ziua. Ducem piatră, ducem piatră, asta facem. Vino să vezi în văzut dacă stă cam oră de parte. Sau dacă vrei să vă arătăm, să vă spunem cantitățile de piatră care am cumpărat-o de la altă. Asta facem toată ziua. Eu mă cred. Nu știu când o să vină și mine. La uliță la Zâmbru, acolo, când a venit, acum nu știu, că nu pot ploi multe, dar când a venit ploile din Zâmbru, se vedea și o să zic că domnii care vin de la Piatra Neamț acum, se vedea și autostrăzi au făcut prin Zâmbru. Din Zâmbru. Se vedea și autostrăzi au făcut prin Zâmbru, pe sus, prin pădure. Când i-a văzut de la Sondă și până de Vale, nu am luat numai până în Marul. Când a venit apa aceea toată de Vale, agenții noștri nu putu-s ieși de aici pădurii. Vorbim de la Piatra Neamț. Vorbim de la Piatra Neamț, că noi n-avem agenții. Dar nu, dar sunt. Poți să-ți interzic că sunt prin grădină și la Mătare să faci ce vrei în curte? Nu, bă. Acolo e fond forestier și că dar eu zic, avem amenajament, trebuie să-i exploatăm și poate să-mi pasă, le închizi bără. Hai să discutăm la diversul. Hai să discutăm la diversul. Să punem la vot proiectul. Și la divers să discutăm celelalte. Ai bun pietre? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Aține? Proiectul se votează în unanimitate. Da. Acum trecem la diversă. Acum vă scriu cam cuvânt și putem să vorbim că doriți. Sunt divers. Domnule Nicodim? Știți că au avut cerere zona Negru, Bobei, că s-au reparat acel drum de către băieți. Am dus. Am rugămintea că sunt... Da. Ați dus? Am dus piatră, da, am dus piatră. Bun, atunci l-am adus. Asta vreau să spun, să duceți niște piatră pe acel drum. Măcar bine ar fi... Balustrade? Bine ar fi să fie... Poți o avem nevoie de două balustrade metale și ca să spiești de râd, asta vreau să spun. Da. Niște piatră concasată ar fi fost. Da, vreau rezolvat, poți să vorbim. Că e lutos acolo și... E bine. Tot vorbeam primar cu terenul la... Vorbeam de apa de la Pătiniș și ați mai făcut cu terenul. De la Brilante sus. Păi, la Brilante stai 3 luni de zile numai până îmi face... Să mă urce pe cum au rămas la apă în perioada asta de secetă și acolo și să tot întreabă când va veni și ne urând oare să ne raportăm la apă. La canal știm că e greu, dar la apă nu poți face nimic. Lucrăm.
Da, mai am o problemă ridicată de câțiva cetățeni, dar așa revenit cum treceam astăzi. Despre podul de la Bartea. M-am oprit un cetățean și m-a spus, mi-a adresat lucrări la podul de la Bartea, nefinalizate. Ce? La Gabionarea, cum ne-a spus pe partea stângă, ne-a spus pietrele acolo. Știi, domn primar, cu ceva, când îl faci, de ce nu îl faci de 6 metri? Pentru unde, dacă ai făcut de 6 metri, de ce nu ai făcut, unde se închide zidul cu podul? Da, da, acolo. Îi zbunești bolvan și știi și persoana care nu spune. Da, știi. Dar la fel s-a apinut românii și proprietarii comuna său și ei nu se lipesc. Apinii românii nu se lipesc de pod. Dar ăștia care spun că pe oameni noi putem să-i urmărim, adică la primăria asta. Să verificăm lucrarea cum e executată. Domnul primar merge. Și nu se poate face nimic acolo. I-am explicat pe lecă ceva. La ciobănușa acolo, dumnealor, am înțeles că spui 10 cm cimentul. Se pregări, sunt fier. Acum o tembuie frumos așa o leacă din 2 cm și nu are 10. Și acolo tot lucrarea e făcută din mândoială, așa ce aia. Dar eu 10 cm pentru unul intervenire. Păi da, domnul primar, dacă e, știi ce face? Îi pune cu vol la piatra, nu pune... Ascultă-mă să-ți dau răspunsul, dacă vrei. Da, spune-ți. Pune cu vola, dar ce vrei să pui? Cu lopata? Ai văzut că ce e pe piatra aia și o pune cu vola? Răspunsul-i dau, Maria, să vede lucrurile care le-ai făcut. Tăti te-am pui. Le-am zis, domnul, uitați așa, sunt... Vreau nu a ajuns în loc vibrat betonul. Ia nu o să pun aici la betonul între piatra și... Domnul, asta nu-i beton de rezistență. Ăla-i plat, ca unul. Ca atunci când vin plutitori, să nu rupă plastic. Nu-i beton de rezistență. Exact, nu-i ca să ții beton, să ții zidul cealaltă. Nu, gabioane sunt gabioane de piatră așezat. Ăla-i placat doar când vine un plutitor, când vine ceva, un copac, să nu avea zonă. Dar eu asta am spus, dar o să fie cimentul care e protecția acolo de 10 cm cu scrie în carte, uite 2 cm. Și unul a fost el de gări, poate 2 cm. Ai văzut proiectul? Nu. Ai văzut proiectul? 2 cm. Asta vreau să zic eu, hai să mergem până acolo dacă ești curios. Hai să mergem, de ce e un proiect? Eu am fost și-am văzut. Iar arătăm, să măsurăm, dar facem o poziție. Știi că trebuia să fie de 10 cm? De partea dreapta ciobănușului se fac gabioane? Gabioane se fac acolo la... Da, păi nu. Pe partea dreapta. Pe partea stângă, vine cu soare gabioane, o parte se beton și ia gabioane, dar ăștia cu crucile, la fundul strânge, iar gabioane, și până la pod la... Nu, eu întrebam pe partea dreapta ce bănușul face. Da, și pe partea dreapta ce bănușul. Acolo ar fi bine umbrat și la drum, că îngălcești un pic, nu mai dăm... Până la pod la ocol face și pe partea și pe alta. Pe partea stângă, da. Da, se face și pe partea. Ai făcut. Și la pod la strânge, până la Pintalani, acolo vine la podul ăla. Ai băgat ce ori, unde bale, mai la Pintalani. Da. Dar m-am întâlnit cu la ploilor. De Părtinești, foarte mic s-a deplasat urgent acolo. Să nu spuneți că nu evidențiez și faptele bune și plusurile. Și rog pe domn primar, n-am mai putut să-mi rog pe domn primar mai, cu 30 metri mai jos. Știți că v-am mai spus, este râpa aia unde vin bolovani. Vin în asfalt, pentru că s-o muia râpa. Acolo trebuie făcut un gabion. Sau veniți dumneavoastră și identificați o soluție. Să nu mai vină pietre în drum. Am luat o piatră pe jocul drumului, am dat-o de parte. E periculos pentru mașinile care circulă. Chiar spre Sereate, am dat-o da, mai pe lovan. Râpa de... Nu așa, de la de Alioscă, da. Acolo trebuie făcut râpa să nu mai ieșe din... Știți că am ușurile de-a trecută și ați văzut cum au luat acum. Asta. Mai sunt discuții alte probleme la diversii? Nu? Vă mulțumesc frumos, suntem ședința de astăzi. O zi frumoasă tuturor, la revedere! La revedere!